în acest episod o să vorbim despre cele mai tari jocuri făcute vreodată. Și este foarte greu să decizi care sunt cele mai tari jocuri, pentru că trebuie să iei o părere medie, trebuie să iei în calcul și părerile altor oameni. Nu poți face doar ce vrei tu, că dacă era după mine, puneam Uncharted pe locul 1, The Last of Us pe locul 1 și Tomb Raider franciza pe locul 1. Și asta era tot. În lista aceasta avem jocuri de 40 de ani din anii 80 până astăzi, deci că sunt Europa FM pentru jocuri, și am inclus francize întregi, nu unele jocuri, pentru că ar fi apărut din aceeași franciză unele jocuri de mai multe ori pe listă. E posibil ca tu să nu fii auzit de toate jocurile sau chiar să fii jucat când erai mic o clonă a acestuia, așa cum am pățit și eu de multe ori, și începem lista de unde ne-am oprit data trecută cu GoldenEye 007. Acest joc se bazează, desigur, pe filmul GoldenEye cu agentul 007, James Bond. Este unul dintre foarte puține jocuri bazate pe un film care a ieșit ok. Și nu doar că a fost ok, ci a fost unul dintre cele mai bune jocuri din vremea lui, din 97. A avut un multiplayer foarte bun, iar scenele de acțiune în care tu erai implicat, tu erai personajul principal, au lăsat o urmă în mintea celor care au jucat acest joc și au fost unul dintre jocurile care au creat dependență pentru multă vreme. Kingdom Hearts. În Kingdom Hearts se unesc două dintre cele mai populare și cunoscute francize și universuri dintotdeauna, Final Fantasy și Disney. Tu joci personajul principal, Sora, care are câțiva tovarăși de care poate ai auzit, Donald Duck și Goofy. Cu aceștia trebuie să te plimbi prin mai multe lumi din universul Disney pentru a opri invazia celor răi numiți fără inimă, Heartless. A fost un joc drăguț, aparent inofensiv, care în urma succesului a avut mai multe părți. Red Dead Redemption. Tocmai ce a ieșit cea mai nouă versiune din acest joc, încă nu am avut ocazia să o joc, însă prima versiune în care avem o lume deschisă pentru aventuri în vestul sălbatic, unde personajul pe care îl joci, John Marston, un fost condamnat, se plimbă prin această lume. Desigur, pe cal sau pe jos, trebuie să prindă băieți răi, dar nu pentru că e așa bun, ci pentru că există un preț pe capul lor și așa face bani. Poți să te joci cărți, poți să participi într-un duel, să vânezi nu doar oameni, ci și animale, chiar să iei oameni la nimereală și să-i legi de șinele de cale ferată peste care urmează să treacă trenul. Lumea creată este cu adevărat excepțională și când știi că Rockstar, cei care au făcut Grand Theft Auto, au făcut și acest joc, nu mai este surprinzător acest lucru. Final Fantasy a ieșit acum peste 30 de ani. Probabil știți că i s-a spus Final Fantasy pentru că producătorul credea că va închide porțile companiei după acest joc, având probleme economice, însă acesta a fost un hit și de atunci până acum au ieșit mai multe jocuri Final Fantasy, fiecare are povestea lui, personajele lui diferite, însă lumea și atmosfera este aceeași, iar jocul a ajuns atât de popular datorită personajelor, a muzicii, a ambianței, a detaliilor grafici și, cel mai important, legăturii emoționale pe care a creat-o între cel care se joacă și personajul pe care îl vede pe ecran. Half-Life 2. Am jucat Half-Life când eram mic, însă cred că eram prea mic pentru că nu am prins niciodată ideea jocului. Poate până la urmă aș fi reușit să-mi dau seama cum se joacă, dar în același timp jucam și Counter-Strike și Counter-Strike era mai fain. Se pare că aici un grup de oameni de știință, din greșeală, creează un portal, o instabilitate interdimensională, prin care intră extraterestrii pe Pământ. Unul dintre acești oameni de știință, Gordon Freeman, este personajul pe care tu îl joci și strângi arme și afli lucruri noi despre extraterestrii pe care trebuie să-i omori mai departe. Jocul Half-Life 2 este un joc de strategie, oarecum puzzle-uri și explorare în first person shooter, în care tu trebuie să distrugi imperiul multidimensional combina. Lumea încă așteaptă Half-Life 3, avem de așteptat. Prince of Persia a fost unul dintre primele jocuri pe care l-am jucat, iar The Sands of Time a fost unul dintre preferatele mele din vremea aceea, din 2005, când l-am jucat eu, deși l-a ieșit în 2003. În acest joc, cea mai interesantă abilitate este faptul că poți să dai timpul înapoi pentru a repara greșelile pe care le-ai făcut. Iar premisa jocului este în jurul acestui fapt. Ce ai face dacă ai putea să dai timpul înapoi? Ai face același lucru sau ai schimba lucrurile? Desigur, în The Sands of Time puteai să dai timpul înapoi doar pentru câteva secunde, în caz că nu ai lovit inamicul exact unde trebuie, ai să prost sau îți plăcea animația de dat înapoi. Desigur, trebuia să aștepți până îți creștea nivelul suficient pentru a face acest lucru. Iar Prince of Persia, cel din 89, originalul, poate să fie găsit în Sands of Time ca un easter egg. Și după acest joc s-a făcut un film în 2010, Prince of Persia, în care personajul principal era jucat de Jake Gyllenhaal. Lumea nu a adorat filmul, mie personal mi-a plăcut. Metal Gear Solid. Acesta este primul joc în care puteai să joci sub acoperire. Până în 98, când a ieșit, dacă voiai să te lupți cu cineva, pur și simplu ieșai în față cu armele înainte și trăgeai ca nebunul. Aici însă îl jucai pe Solid Snake, un spion faimos din armată. Desigur că spion nu e cea mai bună idee să fii faimos, însă numele era cunoscut și adesea avea misiunea de a anihila puteri nucleare. Iar aceste puteri nucleare, printre ghilimele, erau roboți mecanici enormi care se numeau Metal Gear. Și pentru a dezarma acești roboți, nu puteai să ieși cu armele în față și să tragi ca nebunul, ci trebuia să te infiltrezi, să treci neobservat, să te ascunzi, să folosești tot felul de gadgeturi pentru a nu fi văzut de inamici. Shadow of the Colossus este iarăși
iarăși unul dintre jocurile mele preferate. Aici tu ești un băiat numit Wander. Tu te plimbi prin această lume pe un cal și ai două arme, o sabie pe care nu o poți schimba și un arc pe care nu-l poți schimba, upgrada sau face nimic. Scopul tău la început este de a o reînvia pe Momo. Nu știi la începutul jocului de ce, presupui doar că e tovarășa ta de viață și modul prin care o poți reînvia este printr-un ritual în care tu trebuie să omori mai mulți coloși. Fiecare asemenea creatură este diferită, are puncte slabe diferite, are puncte foarte diferite, abilități diferite și mărimi diferite. Iar scopul tău este nu doar de a-i găsi în lumea foarte mare, lucru care adesea poate să fie complicat, dar este și de a le găsi punctele slabe și a le utiliza împotriva lor. Te urci pe cal, ridici sabia și sabia îți arată în ce direcție trebuie să mergi. E destul de simplu. Este un joc interesant în care atunci când îl joci, mai că nu vrei să omori coloșii pentru că arată blânzi și nu știi dacă lucrul pe care îl faci este neapărat un lucru bun. O să afli la final doar. Și jocul The Last Guardian, care a urmat după acesta, în același univers, este egal de interesant și de ciudat pe alocuri. Batman, Arkham Asylum. Au ieșit multe, mult prea multe jocuri cu Batman de-a lungul anilor și majoritatea lor au fost proaste. Însă Batman Arkham Asylum și cele care au urmat nu au fost doar cele mai bune dintr-o linie de jocuri proaste, ci au fost chiar foarte bune. Poate chiar cel mai bun joc cu supereroi făcut vreodată. În acest joc, evident, tu îl joci pe Batman și desigur te lupți împotriva lui Joker și planurile sale. Este un joc unde ai puzzle-uri și aventură care se întinde pe 3 jocuri: Arkham Asylum, Arkham City și Arkham Knight. Le-am jucat, unele părți din joc mi s-au părut repetitive sau chiar prostuțe, amuzante, știu că asta e ideea jocului, dar în general mi-a plăcut. The Last of Us, pe de altă parte, este unul dintre cele mai bune jocuri din totdeauna, dacă nu cel mai bun. Acesta este în principiu un joc de supraviețuire horror, dar și aventură. Tu joci personajul Joel în mare parte din timp, însă ai ocazia să o joci și pe Ellie, fetița pe care tu ești forțat să o aperi în acest joc de supraviețuire împotriva apocalipsei zombie. Iar tu pe Ellie o aperi pentru că se pare că este imună și trebuie să o plimbi dintr-un oraș în altul, într-un spital unde se spune că există oameni de știință care lucrează la găsirea unui tratament împotriva virusului. Desigur, de-a lungul timpului trebuie să te bați cu zombie, cu oameni care te urmăresc pe tine în mod special, cu oamenii răi care pur și simplu îți vor resursele și carnea și să te aperi de infecție. The Last of Us a fost anunțat deja de aproape un an, sperăm că în 2019 măcar o să iasă, nu în 2020, însă de asemenea să vorbește și despre un film produs de Sam Raimi, sperăm să-l vedem și pe acela curând. Assassin's Creed. Trebuie să fiu sincer, e destul de greu să descrii scenariul jocului Assassin's Creed. Tu joci personajul Desmond Miles, o persoană legată de evenimente din trecutul istoriei. Iar povestea jocului este despre tine, cel prins și obligat să mergi în trecut pentru a rezolva lucrurile pe care cei care te-au prins te pun să le rezolvi. Și cealaltă parte a jocului este rezolvarea în sine a evenimentelor istorice. Se pare că aproape în fiecare an iese un nou Assassin's Creed, și sunt atât de multe încât am și uitat care mi-a plăcut. Filmul cu siguranță nu mi-a plăcut, iar în joc misiunile tale sunt în amintirile asasinilor care încearcă să omoare pe cavalerii templieri și a vedea cine în mare parte poate să controleze mai departe lumea. Jocurile sunt foarte complicate. Lucrul interesant însă la joc este faptul că au încercat să fie fideli istoriei din realitate. Te plimbi prin Paris în timpul Revoluției franceze, te plimbi prin America în timpul Revoluției, ești în Italia pe lângă Leonardo da Vinci și dacă te afli în joc, poți nici măcar să nu-l joci, ci doar să te plimbi, să urmărești arhitectura destul de fidelă din acea vreme. Și asta pentru că este open world. Call of Duty este un joc de război, un first person shooter în care te lupți de la cel de-al doilea război mondial până la războiul rece și la războaie încă nefăcute departe în viitor. La cel mai nou joc ne-am întors din nou în trecut. Iar în Call of Duty 4, unul dintre cele mai bune, avem lupta și războiul în ziua de astăzi, îl avem chiar și pe Kevin Spacey ca personaj negativ, cât de potrivit, și jocul, dincolo de minusurile grafice, are o poveste bună care te ține până la finalul jocului. Contra sau Contra Force este unul dintre cele mai vechi jocuri pe care mă aștept cu siguranță ca majoritatea dintre voi să-l fi jucat. În acest joc avem faimosul cod Konami, despre care eu nu am știut atunci când am jucat jocul pentru că nu aveam internet. Dacă folosești acest cod, poți să primești 30 de vieți și acum știu cum reușeau oamenii să termine jocul pentru că era imposibil de greu. În joc trebuia să alergi din stânga înspre dreapta, pentru că așa avea linia jocul, să sari de colo-colo și să-ți împuști inamicii, desigur evitând gloanțele inamicilor. Sincer, nu pot să vă spun cum se termină, pentru că mai mult de o jumătate de oră fără să mor nu cred că am jucat vreodată. Donkey Kong a ieșit în 1981, a fost făcut de Shigeru Miyamoto, aceeași persoană care a făcut Super Mario și Legend of Zelda. La început, Donkey Kong era un personaj negativ care arunca cu butoaie după Super Mario. Este unul dintre cele mai cunoscute personaje din gaming și de-a lungul timpului a evoluat de la a fi personaj negativ la personaj pozitiv pe care chiar și tu poți să îl joci. În Metroid, tu ești un vânător de recompense, Samus Aran, al cărui scop este protejarea galaxiei de pirații spațiali.
spațiali. Trebuie să distrugi paraziți sub numele de Metroids și să-l învingi pe Ridley, conducătorul piraților, care arată ca un dragon. În timpul jocului porți un costum gen Iron Man, care primește upgrade-uri mai puternice de-a lungul timpului și desigur trebuie să sari, să împuști și să te ferești de gloanțele inamicilor. Iar la final afli că Samus Aran, personajul pe care îl jucai, era de fapt fată. Nici la acest joc nu am ajuns la final. Grand Theft Auto. Jocul pe care îl jucam cel mai mult când eram mic era GTA 2. Și așa a pornit jocul, nu în 3D. Nu știam că jocul are vreun scop, mă plimbam de colo-colo, furam mașini, căutam tancul cât de repede puteam, mă plimbam de pe mașină pe alta și mă luptam cu poliția. În realitate, în acest joc, tu ești un răufăcător, însă ai misiuni. Trebuie să asasinezi, să furi anumite mașini. În jocuri mai noi, trebuie să bați, să furi mașini, să încalci legea în principal și să fii plătit pentru aceste lucruri. Sonic the Hedgehog este un arici, a cărui putere este săritul cât de cât, dar fugitul cu o viteză foarte, foarte mare. Când ai viteză supersonică, te faci un gem ca un arici și lovești inamici sau obiecte, sau în timp ce alegi trebuie să eviți obiectele și să strângi cerculețe rotunde care îți vor da mai multă putere. Cu mult timp în urmă era foarte popular jocul, la fel ca și Mario, avea chiar și desene animate, însă în ultima vreme nu atât de mult. BioShock este urmașul jocului System Shock, dezvoltat de aceiași oameni și a ieșit în 2007. Aici te găsești în orașul subteran Rapture, unde desigur că te întâlnești cu o grămadă de personaje ciudate, de groază, pe care trebuie să le învingi cu superputerile tale și armele foarte interesante. Este un joc în care deciziile tale contează și acestea vor decide cum se vor desfășura lucrurile de-a lungul jocului, cum îl joci și cum se termină. Despre Portal, când te uiți pe hârtie, nu poți să spui că este un joc wow, super interesant. Este un joc în care trebuie să rezolvi puzzle-uri. Ai o armă cu care ridici cuburi pe care le poți pune peste butoane. Cu aceeași armă poți să faci o gaură în perete prin care poți să intri și dintr-o dată ai ieșit în altă parte unde ai pus o altă gaură și cam asta este tot. Însă jocul este învăluit în mister de la început. Te trezești bezmetic într-o cameră dintr-un laborator. Laborator care te supune mai multor teste și se spune de la început, iar scopul este de a bate aceste teste cu arma Portal pe care o ai. Și e simplu, trebuie să bați testele și să evadezi din laborator. În Portal 2 ai un tovarăș, o inteligență artificială, care încearcă să te ajute, dar cel mai adesea este amuzantă, și mai ai o altă inteligență artificială care conduce laboratorul pe GLaDOS, care este foarte politicoasă în tentativele ei de a te omorâ și a-ți face viața groaznică. Astfel, jocul este în același timp și tragic, dar are și cele mai amuzante replici găsite vreodată în vreun joc. Și cele mai cool puzzle-uri, să nu uităm asta. Când eram mic, Halo era jocul pe care trebuie să-l joci. Aici tu ești personajul Master Chief în lupta împotriva unei rase de extraterestri care și-a făcut o religie sub numele de Covenant și care încearcă să activeze Halo, un cerc, un inel de mărimea unei planete, al cărui scop este distrugerea întregii vieți inteligente din univers. Jocul poate să fie jucat doar pe Xbox și a ajuns să fie sinonim consolei. Minecraft este un joc enorm, cu o lume deschisă în care poți să faci tot ce vrei. Dacă aș fi făcut acest episod anul trecut, ar fi fost pe locul întâi, însă lumea care juca Minecraft acum joacă Fortnite. Poate să fie jucat pe toate platformele, a fost cumpărat de Microsoft pentru 2 miliarde de dolari și când te uiți din distanță la joc, nu-ți imaginezi de ce. Avem un peisaj pixelat, unde o grămadă de puncte pot să fie o piatră, dacă e maro, fie un tufiș, dacă este verde, fie un copac, dacă este un pic mai înaltă, fie nori, dacă sunt în cer și albi, și așa mai departe. Harta este infinită pentru că se generează automat, pe măsură ce mergi într-o anumită direcție, astfel că lumea pe care o poți crea este infinit. Însă asta nu este totul. În acest joc te poți bate, poți explora, poți să creezi de la o colibă până la imperii și calculatoare capabile de procesare, iar jocul nu are niciun fel de scop. Poți să joci ca supraviețuire, poți să joci modul creativ sau ca aventură, iar și mai mulți oameni joacă în modul creativ, unde oamenii pur și simplu creează ce le trece prin cap. Un fel de SketchUp, AutoCAD, platformă de arhitectură fără scop practic. Pokémon este un joc simplu și pentru că este simplu a fost extrem de popular, unde e o lume în care trăiesc o grămadă de animăluțe, monstruleți. Pe acești monstruleți poți să-i capturezi, să-i faci sclavii tăi, să-i ții ca animale de companie dacă ești bun cu ei, sau pur și simplu să-i scoți în lupte de ring în care să se bată fără voia lor împotriva altor monstruleți. Sclavagiștii primesc numele ca un eufemism de antrenori și în această lume te plimbi din oraș în oraș, vânezi creaturi inocente, te întâlnești cu personaje și scopul tău nu este neapărat de a avea cele mai multe creaturi, ci cele mai bune și mai bine antrenate creaturi din lume. Pokémonii tăi se fac mai bun și evoluează în creaturi mai puternice, primești premii de onoare și te lauzi prietenilor că ești cel mai tare. Iar Pokémon este al doilea, cel mai profitabil
profitabil, cel mai de succes, cel mai bun producător de bani pentru buzunarele creatorilor. A fost depășit doar de Mario. În franciza The Legend of Zelda, ieșit în 86, avem mai multe jocuri și oamenii nu sunt siguri exact care e cel mai bun. Wind Waker, Ocarina of Time, A Link of the Past sau unul dintre celelalte. Dar oricum ar fi, The Legend of Zelda a rezistat foarte bine în timp. În acest joc avem un erou numit Link, care trebuie să o salveze pe prințesa Zelda de la hoțul Gerudo. Majoritatea poveștilor au loc în regatul Hyrule, unde avem un simbol omnipotent numit Triforce, format din trei triunghiuri aurii care dețin toată puterea din lume. Link primește un asemenea triunghi, cel al curajului, Zelda îl primește pe cel al înțelepciunii, iar Ganondorf, Gerudo, primește triunghiul puterii. În acest joc te poți transforma și în animăluțe pentru a termina misiuni, poți să călătorești înainte și înapoi în timp și este un joc pentru toate vârstele care a reușit să atingă inima copiilor, dar și a oamenilor adulți prin aventurile pe care trebuie să le joci. Tetris a ieșit în 84, nu are niciun fel de poveste, trebuie să miști niște forme care cad în jos în același ritm, pe măsură ce avansezi în niveluri, desigur, acestea vin cu o viteză mai mare și trebuie să faci linii complete orizontale. Odată ce ai făcut o linie completă, acea linie dispare și scopul jocului, dacă poți să spui asta, este de a te feri, de a rămâne fără opțiuni, fără mișcări, fără a mai putea să faci linii orizontale. Astfel ne mai putem să strângi puncte. Acest joc vine la pachet cu Game Boy, făcând-o astfel cea mai populară consolă portabilă din lume și el devenind cel mai bine vândut joc din totdeauna. Se vorbește că în curând vor face chiar și un film bazat pe Tetris. Iar pe locul întâi avem Super Mario. Acest joc a ieșit pe 9 iulie 1981 și este cel mai popular și cunoscut joc din totdeauna. Personajul Super Mario nu a apărut însă pentru prima oară în acest joc, ci a apărut în jocul Donkey Kong, unde el se lupta împotriva lui Donkey Kong pentru a ajunge la final. Iar din 85, Nintendo a devenit sinonim cu Mario. Deține recordul mondial Guinness World Record pentru cel mai bine vândut joc din totdeauna, pentru cel mai cunoscut personaj dintr-un joc pe calculator. Este de asemenea primul personaj dintr-un joc despre care s-a făcut un film. Există reclame, există jucării, jocuri și chiar și dulciuri despre Mario. A apărut în 120 de jocuri diferite și este încă jucat astăzi de la prima variantă chiar și este personajul sau jocul la care oamenii se gândesc cu drag și pe care chiar și astăzi încă îl poți juca fără nicio problemă. Iar ca un bonus la final, aș putea să pun cele mai populare jocuri din ziua de astăzi. Unul dintre ele este PlayerUnknown Battlegrounds, PUBG și desigur, în momentul de față, toată lumea joacă Fortnite. E un joc. Și asta a fost tot pentru azi, a fost un episod extrem de lung. Poate când îl termin de editat o să fie mai scurt, dar eu am în momentul de față o oră și 41 de minute de înregistrat, cu pauze desigur, cu greșeli. Sunt curios că o să iasă de scurt, mai scurt de 30 de minute nu cred că o să iasă. În fine, spuneți-mi în secțiunea de comentarii care au fost jocurile voastre preferate, care sunt în momentul de față jocurile voastre preferate. Ne vedem în secțiunea de comentarii. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mere.